Doamne, unde sunteți? Bun, am înțeles că s-a aștept cu ce am auzit la poliție. La poliție am auzit altceva. Ia zi, ce s-a întâmplat? De 4 ani întreții relații sexuale cu fiica ta. Cam 3 ani. În 2008. Am înțeles. Și zici și mie, cum s-a aflat? Ce s-a întâmplat? V-a prins asta soția? Nu. Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. În acele momente când simțeam plăcere pentru ea, simțeam că o forță mă pătrunde și îmi spune, uite, e frumoasă. Profită de ea. Și o doreai așa? Da. Îi spuneam, facem și noi ceva. Și ea era de acord. A fost întotdeauna de acord. Deci niciodată n-ai forțat-o? N-am forțat-o, vă jur. Pot să fac orice test să demonstrez că n-am forțat-o niciodată. Astăzi, când a fost ultima zi, soția mea a plecat afară, a rămas cu ea și s-a scurat din somn și mi-a zis, hai, vrei? Și am profitat din nou, după care s-a dus iar din nou afară soția, iar după ea și i-a spus, cred că m-a sunat și mi-a zis, ce ai făcut, nenorocitul? Eu am vrut să-mi iau viața pentru că știu ce am făcut, sunt un nenorocit. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat cu mine, nu realizez nici acum. Dar spune-mi și mie, am înțeles că și în Italia ai profitat de ea. De vreo 3 ori, da. Și mai ai 2 copii? Da. În afară de ea, ce vârste au? Da, 10 sau 11 și 1, 7. Băieți? Da, 2 băieți. Dar cum a fost prima oară la 12? Era aproape 13. Da. Tot așa, nu știu ce a fost în minte. V-am spus, nu știu dacă mă credeți, poate nu mă credeți, o forță care intra în mine și îmi șoptea la ureche. Uh-huh. Profită de aia. Uite. Și la prima oară, cum a fost atunci? Prima oară, am mângâiat-o prima oară pe sân. Și ai zis că ar trebui să facă cu tine dragoste, nu? Nu, nu. Am mers câteva zile profund și după aceea am zis să facem și noi ceva. Uh-huh. Bărbatul, în vârsta de 37 de ani, s-a autodenunțat, sezizând poliția cu privire la faptul că, de circa 4 ani de zile, întreține relații sexuale cu fiica sa. Actualmente, aceasta are 16 ani. La acest moment, polițiștii efectuează cercetări, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluție legală prin parchet. Pe vecinul noastră Ionescu, de aici, de la 1? Sedan? Da. Da. Știți? Da. Cum e așa el? Un om? Măi, doamne, e un om cu minte. Deci când urca pe scară, era... Deci când urca cu capul în jos, așa, era un om serios. Retras, așa, da. Așa, serios. Nu da. A făcut probleme niciodată în bloc? Niciodată. Nici nu bea, nu vrea pe nevastă, dar era un om... N-ați auzit vreodată scandal în casă, nu? Nu, deci nu am auzit cu nevastă să se certe, cum mai se certă un om, dar păi n-am auzit niciodată. Bă, cu minte, doamne, copiii cu noi. Da, am de zile, îmi s-au... A, sunteți cam de aceeași vârstă, nu? Eu sunt mai mare ca el, dar suntem din comună. Nu, apropiați așa de vârstă, că da. Ați copilărit împreună. Da, aici așa, de nu s-au dar a fost cu minte el așa, nu ca om. E respectos, un om da. Am înțeles. Nu am niciodată probleme, domnul, în colonie. Era un păcău bine. Asta ce părere aveți de chestia? Foarte serios, să știți. Nu mă filmați că vă spun așa. Păi spuneți. Nu, e deci o serios, familie minte, serioasă, liniștiți. Chiar nimeni n-a avut. A făcut vreodată scandal? Niciodată nu l-a văzut cineva în bufet. Niciodată nu l-a văzut cineva să bea, să facă prostii, să... Și nici ea. Era o familie de oameni serioși. Ce părere aveți de chestia asta totuși? Că bă, eu am rămas... Nu-mi vine să cred. Deci mă mărmuriți cu toții. Serios, nu-mi vine să cred. Nici acum, cine știe, poate a fost altceva la mijloc.